Legătura dintre oameni și câini exista cu mult înainte de istoria scrisă, dar, în ciuda prieteniei lungi, încă există momente de neînțelegere între noi și micii noștri prieteni blănoși. Unele gesturi înseamnă ceva complet diferit pentru noi decât pentru amicii noștri patrupezi. Oamenii sar de bucurie, însă câinii au aceleași motive? Ne înclinăm atunci când vrem să arătăm respectul pentru o persoană? Fac și câinii același lucru? Totuși, știe cineva raționamentul din spatele salutului pe care îl practică oamenii? În acest videoclip vom vorbi despre ce înseamnă fiecare reacție a câinelui vostru. 1. Săritul. Unul dintre comportamentele câinilor înțelese greșit de către oameni este atunci când acesta țopă e fără motiv. Pentru majoritatea oamenilor, acest gest reprezintă simpla imposibilitatea patru pezilor de a-și ține în frâu entuziasmul și fericirea, însă pentru câini acesta este un semn de dominanță. Este o încercare de redobândire a controlului, în special asupra unui necunoscut, într-o situație nesigură sau lipsită de confort. Dacă îi dai voie câinelui tău să continue acest comportament, involuntar renunți la postul de lider al haitei în favoarea patrupedului. Căței mai mici sunt foarte drăgălași atunci când fac asta. Însă nu este chiar amuzant atunci când un câine adult de talie mare te zgârie, distruge bunuri fragile sau face un tărăboi general atunci când țopăie în fața ta. 2. Rotirea dinaintea somnului Acest obicei ciudat poate părea la început ca un capriciu amuzant al câinelui, însă există un scop. Acea rotație drăgălașă pe care o practică câinii în locul în care aleg să doarmă, îi pregătește de fapt pentru somn. Acest comportament este un instinct rămas de pe vremea când câinii își petreceau toată viața în natură. În sălbăticie, mica rotație îi ajuta pe aceștia să îndepărteze diferite obiecte din locul ales care le-ar putea face rău. De asemenea, atunci când vremea era extrem de caldă, acest comportament ajuta la înlăturarea pietrișului cald de la suprafața pământului, astfel rezultatul era un loc de dormit mai răcoros și curat. 3. Părul ridicat pe spate și poziția dreaptă Acest comportament al patrupedului ne dă de înțeles că este foarte nervos sau cel puțin se simte amenințat. Un câine are mai multe reacții atunci când este încordat și neliniștit și este gata să atace atunci când are ochii nemișcați, un corp rigid și o coadă nemișcată. Atunci când el este gata de atac, părul care se află de-a lungul coloanei vertebrale se ridică, iar scopul acelei reacții este de a face câinele să pară mai mare și mai amenințător în fața pericolului. Este un comportament de apărare întâlnit foarte des în regatul animalelor. Majoritatea pădurarilor care au fost puși față în față cu un urs sau un lup pot confirma acest lucru. Pentru animale, postura și mărimea corpului sunt cele mai importante caracteristici. Însă, întorcându-ne la câini, această poziție a corpului poate fi însoțită de mârâieturi sau lătrat. Atunci când gura este închisă, dar postura corpului rămâne dreaptă și câinele este încordat, înseamnă că patrupedul încearcă să evalueze situația în care se află, adulmecând în același timp aerul. În majoritatea cazurilor, aceste reacții sunt cauzate de prezența unui obiect sau a unei persoane care nu îi este familiară. 4. Reflexul scărpinatului Proprietarii câinilor știu că atunci când cățelul lor este mângâiat, acesta la rândul său își va mișca unul dintre picioarele din spate, rapid și fără control. În majoritatea cazurilor, câinii sunt foarte bucuroși atunci când sunt scârpinați, însă nu de fiecare dată se întâmplă asta. Atunci când câinele vostru își mișcă incontrolabil piciorul în timp ce este scărpinat, poate însemna faptul că pur și simplu se gâdilă sau acest lucru îl irită la maxim. Dacă mângâiați un câine în zone diferite ale spatelui sau abdomenului, se poate declanșa ceea ce cercetătorii numesc reflexul scărpinatului, un instinct natural care ajută câinii să scape de iritațiile provocate de diferiți paraziți dăunători din acea zonă. Pe lângă frecatul pe burtă sau în zona cozii, alte senzații care pot declanșa scârpinatul sunt puricii, căpușe sau exemele pielii. Dacă un câine începe să devină agresiv după ce este mângâiat în zonele afectate, cel mai probabil nu se simte confortabil. Totuși, dacă patrupedul se rostogolește pe spate și se uită lung la tine, este clar că îi place și vrea să continui ceea ce faci. 5. Postura rigidă și mișcatul cozii Această poziție poate face ca câinele vostru să pară că este furios, însă diferențele cheie sunt părul ridicat și coada. Dacă acesta stă drept cu privirea curioasă iar coada îi se mișcă ușor, cel mai probabil că țelul vostru a observat în zare ceva sau pe cineva nou. De obicei câinii adoptă această postură atunci când alte animale sau oameni se apropie de ei. Un astfel de limbaj al corpului exprimă faptul că sunt doar curioși și nu prezintă nicio amenințare. Un câine stă în gardă ca să stabilească dacă animalul sau omul necunoscut este prietenos sau nu. 6. Călăritul. Câinii au de obicei acest comportament atunci când ating maturitatea sexuală, însă femelele speciei pot face același lucru. Unii câini fac asta ca un simplu comportament de joacă. Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar integra acest comportament de joacă în sporturi precum fotbalul. Părinții ar trebui să acopere ochii copiilor de fiecare dată când jucătorul lor preferat atinge mingea pentru a evita să fiți stânjeniți de comportamentul câinelui vostru, trebuie să interziceți un astfel de comportament de la o vârstă fragedă sau atunci când vezi că îl manifestă fără niciun motiv. Sterilizarea câinelui la maturitate îi poate anula cu succes acest obicei rușinos. 7. Prinde coada unii câini au apucături de clovni și câteodată uită că obiectul care flutură în vederea lor periferică este chiar propria coadă. Ei o urmăresc cu viteză în cerc și parcă formează o tornadă. Totuși, dacă câinii voștri tin să fie obsesivi cu prinderea propriei cozi, acestea pot fi semnalele unei stări nervoase, de plictiseală sau suferința unei afecțiuni medicale. Câinii anxioși sunt plini de energie de aceea ei își urmăresc coada și o mușcă cu putere. Verificați schimbările recente din rutina câinilor voștri care le-ar putea cauza anxietate. Câinii care prezintă aceste simptome au o grămadă de resurse de energie nefolosite, iar dacă îi dai mai multă atenție și te joci cu el mai mult, îi poți reduce plictiseala indusă. Dacă îi consumi energia prin diferite jocuri, câinele tău poate renunța la obiceiurile destructive, chiar și la săriturile nejustificate despre care vorbeam mai devreme. Însă, dacă câinele vostru are un comportament normal și nu este plictisit, verificați de urgență zona cozii pentru a vedea dacă are o erupție pe piele sau este atacat de diferiți paraziți. Câinii își pot alerga coada datorită iritațiilor. 8. Săpatul Majoritatea proprietarilor de câini sunt familiari cu imaginea acestora îngropați până la jumătate cu fundul în aer și cu pământul care zboară peste tot în jur. Dar de ce dezvoltă ei acest comportament? Ei bine, câinii au păstrat foarte mult din comportamentul lupilor cenuși, strămoșii lor direcți. Câinii sălbatici aveau obiceiul să își îngroape hrana pentru a o ține în siguranță de ceilalți prădători din natură. Animalul vostru de companie încă are înmagazinat în comportamentul său acest instinct de a-și îngropa bunurile pentru a le păstra la loc sigur. De asemenea, patrupezii noștri sapă și pentru a găsi alte bunătăți îngropate de alți câini. Mai sunt și alte scopuri ale acestui comportament, printre care constituirea unui bârlog, cum obișnuiesc lupii să facă în natură, căutarea diferitelor prăzi, cum ar fi iepuri sau alte rozătoare, crearea unui nou loc răcoros unde să se odihnească pe timpul zilelor toride, sau poate chiar o parte a planului său de a scăpa din curtea din spate și a merge să exploreze lumea. Ați auzit bine, câinele vostru poate avea o antipatie pentru toate gardurile și zidurile din jur, care mai de care mai solide. Asta îi poate face să creadă că sunt prinși acolo, ca într-o celulă în curtea din spate, ceea ce ar putea provoca și anxietatea. De aceea este recomandat să vă plimbați câinele sau cel puțin să petreceți ceva timp cu el, chiar dacă locuiți la curte. El se simte singur și are nevoie de companie, de aceea, dacă nu o găsește la voi, o să o caute printre alți câini din vecinătate. Până la urmă, în natură ei trăiesc în haită. 9. Plecăciune. Capul a plecat posteriorul în aer și buțuitul Cozii, spre deosebire de oameni, nu se datorează venerării unui zeu. Câinii iau această poziție atunci când vor să se joace cu nerăbdare. De obicei, aceste reacții sunt însoțite de mici salturi, învârteli și o mișcare exagerată și rapidă a cozii, doar pentru a arăta cât de entuziaști sunt în acele clipe. Capul a plecat indică o stare blândă și jucă ușă, cu privire curioasă, iar coada agitată denotă entuziasmul. 10. Lăbuța sus, postura încremenită. Ați observat vreodată cum câinele vostru își ridică laba sau cum se uită în împrejurim privind la tine și la un punct fix cu rapiditate? Acest limbaj al corpului reprezintă într-o unui comportament cunoscut ca și arătatul. Potrivit veterinarului Leslie Birmingham, acest obicei reprezintă un alt instinct rămas de la strămoșii câinilor domestici. Acest instinct era folositor în parteneriatul omului cu un câine atunci când vânau împreună. Datorită lipsei degetului arătător, oamenii au învățat patru pezii să arate către pradă printr-o postură anume a corpului. Câinii arată direcția prăzii care se ascunde în tufișuri sau în iarba înaltă folosindu-și nasul sau câteodată o simplă lăbuță ridicată, gest prin care arată direcția prăzii către omul cu care face echipă. Dacă câinele vostru adoptă această poziție, faceți-i un favor și aruncați o privire către direcția indicată, poate vă arată jucăria sa preferată sau bățul favorit pe care adoră să-l aducă înapoi. 11. Înclinări ale capului. Pentru oameni această postură drăguță poate însemna faptul că animalul nostru de companie este confuz, însă ceea ce înseamnă cu adevărat este că patrupedul încearcă să asculte cu atenție. Fac asta atunci când vorbești pentru că vor să se adapteze mai bine la tonul tău și să fie atenți la cuvintele cheie pe care le folosești pentru a comunica cu el, cum ar fi plimbare, biscuite, gustare sau prinde. Sunetele noi pe care nu le-a mai auzit niciodată îl pot face să își încline capul, la fel și sunetele din depărtare sau care îl induc în eroare. Câinele ia această poziție datorită faptului că orice înclinare a capului schimbă calea undelor sonore și le este permis să pătrundă în ureche printr-un unghi direct, ajutându-l să localizeze cu ușurință sursa sunetelor. 12. Ridicarea sprâncenelor Acest comportament, mai degrabă uman, pare să sugereze starea câinilor de șoc, confuzie sau pur și simplu vor să ne pună o întrebare în limba lor silențioasă. Cercetările efectuate la o universitate din Japonia au arătat că motivul pentru care câinii ridică sprânceana, în special pe cea stângă, este atunci când persoana sa favorită intră în câmpul lor vizual. Această schimbare a expresiei, fie ea voluntară sau nu, este un semn fizic de afecțiune pe care câinele respectiv îl poartă pentru persoana sau câinele din fața sa. Bineînțeles că știința câinilor nu va fi niciodată precisă pentru că nu știm ce gândesc ei cu adevărat. 13. Statul pe burtă Aceasta este una dintre cele mai hilare posturi în rândul cățeilor tineri sau a unei rase de câini cu picioare scurte. Câinii stau în această poziție din mai multe motive. În timpul zilelor călduroase de vară, aceștia se așează pe abdomen cu picioarele întinse la maxim în exteriorul corpului pentru a se răcori. Pe de altă parte, câinii cu picioarele scurte, cum sunt cei din rasa Bichon, iau această postură pentru că picioarele lor nu pot susține greutatea corpului la nesfârșit și în plus, aceștia sunt nevoiți să facă de două ori mai mulți pași decât frații lor cu picioarele lungi. Cu toate că pentru oameni nu este o poziție tocmai plăcută, pentru animalele noastre de companie este extrem de confortabil. 14. Adulmecarea posteriorului Pentru unii este scârbos, iar pentru alții este ceva drăguț atunci când patrupedul lor face acest lucru. Însă, pentru câini, adulmecatul în general este o parte a firii lor prin care comunică unii cu alții. Mirosul este cel mai dezvoltat simț al câinilor, ei având cu până la 40 de ori mai mulți receptor olfactiv decât oamenii. Așadar, de ce câinele tău îi place să-și bage nasul prin toate părțile intime ale altor animale din jurul lor? Ei bine, câinii pot primi o mulțime de informații de la glandele care se găsesc în partea din spate a animalului pe care îl adulmecă. Am putea spune că aceste glande au rolul de pagină personală de Facebook, iar alți câini o pot accesa pentru a afla diferite informații despre creatura în cauză. Ei pot afla informații precum genul animalului, vârsta, dieta, starea de sănătate, chiar și starea de spirit actuală, deci un miros plăcut și o atitudine potrivită pot fi începutul unei prietenii de lungă durată. 15. Parfumul câinilor Câinii se rostogolesc și se freacă literalmente de sol din mai multe motive. Spre exemplu, pot avea o mâncărime de-a lungul spatelui unde picioarele nu pot ajunge. Însă, de ce deseori se rostogolesc în noroi și alte lucruri urât mirositoare? Ei bine, ceea ce pentru oameni poate fi un miros oribil, pentru câini poate fi un miros încântător datorită sensibilității crescute a simțului olfactiv pe care îl au patrupezii rostogolirea și frecarea de diverse lucruri urât mirositoare este pentru câini la fel ca atunci când tu îți folosești parfumul preferat, asculți o muzică energică sau te bucuri de artă. Alte motive pentru care câinii au acest comportament este pentru a-și marca teritoriul, încercând să înlocuiască mirosul de pe sol cu al lor. De fapt, poate că le place atât de mult mirosul de putred încât vor să-l poarte cu mândrie ca pe o haină favorită. Totuși, oricare ar fi motivul de cele mai multe ori, este unul inofensiv, chiar dacă nici măcar un duș general nu poate îndrepta lucrurile. 16. Mersul pe dos atunci când își trage posteriorul de-a lungul covorului, câteodată poate fi hilar sau jenant, dar în realitate acest gest poate fi foarte serios. Târâtul poate însemna faptul că glandele posteriorului sunt inflamate. Acest lucru este cauzat de diversi paraziți care provoacă mâncărimi. Oricât de neplăcut pare, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să verificați personal paraziții din fecalele câinilor sau să mergeți la doctorul veterinar pentru a efectua câteva analize de rutină. Puricii, căpușele sau alte infecții cutanate pot provoca mâncărimi grave părții din spate a câinelui. Așadar, ați învățat ceva nou astăzi despre comportamentele ciudate pe care le au prietenii noștri blănoși? Dacă am ratat ceva, ne puteți scrie în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!